La fel ca în Războiul Stelelor, mai lipsesc doar sabiile laser, comentează internauții. Armata ucraineană se transformă în soldați spațiali, adaugă alții. Iar arma, care chiar arată ca una din filmele SF, e prezentată chiar de comandantul forțelor armate ucrainene, generalul Valery Zaluzny. Dincolo de aspectul de film, ofițerul ține în mâini un vânător de drone, lituanian. EDM-4 SNT Servise. KI-38TGQBVM. April 11, 2022. Dronele au devenit o amenințare majoră pe câmpul de luptă modern și, ceea ce este mai rău, sunt greu de eliminat. Sunt rapide, manevrabile, iar cele folosite doar pentru supraveghere sunt foarte mici. În lupta împotriva lor se folosesc tehnologii din ce în ce mai avansate. Compania lituaniană NT Service a dezvoltat un dispozitiv portabil pentru a lupta cu dronele inamice, denumite EDM-4S. Interesant este că EDM-4S nu doar că luptă cu dronele, dar le și detectează. Este un întreg sistem conceput să le anihileze. Și se află acum în dotarea forțelor armate ucrainene, care se apără astfel de atacul cu drone din partea rușilor. Arma cântărește doar 5,5 kg și are o autonomie de 3-5 km și deși a fost conceput pentru a proteja instalațiile publice, infrastructura critică, VIP-urile etic împotriva amenințărilor grave din partea dronelor, s-a dovedit perfect în timpul războiului. Când o aeronavă operată de la distanță intră în raza de acțiune, aceasta este detectată în câteva secunde și semnalul este trimis către sistemul de monitorizare. Aceasta, la rândul său, alertează personalul asupra intruziunii și locației dronei. Ținta poate fi departe, chiar și în afara vederii. Operatorul EDM-4 se îndreaptă dispozitivul spre pericol și apasă trăgaciul, la fel ca în cazul armelor de foc tradiționale. Recomandări: ne-am întors acasă și nu mai era nicio casă. Șocul unei ucrainenzi când a ieșit din adăpost, după aproape o lună. Apoi semnalul electromagnetic generat de EDM-4 se blochează controlul și navigarea dronei într-o fracțiune de secundă. Drona, după ce pierde contactul cu operatorul său, aterizează în regim de urgență și poate fi preluată sau distrusă. În cel mai rău caz, dacă drona are funcția Return to Home, după pierderea semnalului de control se va întoarce la punctul de plecare. Potrivit producătorului, EDM-4S este un sistem testat în luptă și în misiuni și este, de asemenea, inclus în catalogul principal de referință al NATO. Și tocmai vânătorul de drone a fost predat de președintele lituanian Gitanas Nauseda comandantului suprem al forțelor armate ale Ucrainei de atunci, generalul colonel Ruslan Chomczak, în martie anul trecut, la ambasada Republicii Lituania în Ucraina. Și acum folosit cu succes de ucraineni împotriva armatei ruse. Urmărește pe Libertatea Live Text cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia. GSP Ro Ioanițoaia l-a luat direct pe Dan Alexa, te-a iubit cu Ana Maria Prodan. Reacție surpriză, ce e asta? Plaite Ro șoc total. Elena Udrea a fost amenințată cu moartea. Blonda a oferit detalii în sala de judecată. Observator News, Ro era un suflet pur și perfect. Ramona, o româncă stabilită în Anglia, a fost ucisă de iubitul său. Cătălin s-a sinucis imediat după crimă. Un copil a rămas orfan de ambii părinți. Horoscop 13 aprilie 2022. Lei au șansa de a înțelege că limitele pe care le respectă sunt, de multe ori, rezultatul unei obișnuințe. Știrile Pro TV, rocine sunt frații tate, cei care au sechestrat două fete în vila lor din Pipera. Cum s-au îmbogățit cei doi britanici? Orange Sport, ro-ucraineanul devenit inamicul NR1. Ce a făcut cu trei rusoaice aflate în grija sa în Ucraina, s-a ocupat personal. Publicitate Ioana Puiu, trucuri și secrete legate de editare și Instagram.